În Moldova circulația este asigurată fără evenimente rutiere. Partea carosabilă este umedă, alternând cu porțiuni acoperite cu zăpadă frământată 1-2 cm în județele Suceava și Vrancea, acoperită cu zăpadă frământată 1-3 cm în restul județelor. Cerul este în continuare acoperit, fără precipitații în județul Suceava, în restul județelor ninge. Avem vânt 30 de km la oră din direcția nord în județele Suceava, Iași, Vaslui, Bacău, 40-60 de km la oră din direcția nord în județul Vrancea, 70 de km la oră din direcția nord în județul Galați și fără vânt în județul Neamț și Botoșani. Temperaturi avem între minus 2 grade Celsius la Părticeni, în județul Suceava, și plus 1 grad la Bacău. La nivelul RDP Iași s-a acționat cu 312 autoutilaje, răspândindu-se 2131 de tone de material antiderapant, sare 2094 de tone, cloruri de calciu 37 de tone, în intervalul 17.01.2018 de la ora 17 până pe 18.01.2018 la ora 5.30. În această noapte, cu toate că a nins abundent pe locuri, nu au fost blocaje, nu au fost probleme în trafic, s-a circulat normal în condiții de iarnă și în continuare drumarei sunt în teren. Acționăm în continuare pentru o bună fluență a traficului, asigurându-i pe participanții la trafic că în Moldova circulația se desfășoară în condiții bune, iar drumarii sunt ca în tot timpul la datorie.